Vasile Mihăilă, tatăl și antrenorul de tenis de câmp al Anei Bianca Mihăilă, se mândrește cu fiica sa, o romașcană în vârstă de 19 ani care țintește spre turneele de Grand Slam. Își dorește foarte mult să ajungă în prima sută și apoi eventual spre primele 20 de locuri. Muncește din greu, a început tenisul de la vârsta de 5 ani și deocamdată, după un parcurs de juniorat, zicem noi, acceptabil, tinde să intre în turneile de senioare. Odată cu activitatea ei, am început și a doua facultate de educație fizică și sport, la care m-am specializat pe tenis și mi-am dat tot aportul să fac un tenis de calitate, ajutând-o pe viitor să ajungă pe drumul cel bun. La începutul lunii septembrie, tânăra a participat la turneul de $10.000 în Egipt. Deși a pierdut în finală în fața belgienei Brit Geukens, romașcana nu a renunțat. În cadrul aceleiași competiții, Ana Bianca a câștigat marea finală la simplu în defavoarea indiencei Zil Desai. Actualmente se află la câteva turnee de $10.000 în Egipt, mai ales mai cu seamă în Sharm el Sheikh. S-a reușit să joace o finală pe care a pierdut-o în 3 seturi la o cetățeană din Belgia și săptămâna trecută a reușit să câștige finala de $10.000 la simplu și a pierdut în finala de $10.000 la dublu. Ana Bianca se află pe poziția 611 la simplu în clasamentul WTA și pe locul 472 la dublu. Romașcana vrea să ajungă să joace la Roland Garros, US Open, Wimbledon și Australian Open. Pentru asta însă e nevoie de multă muncă și de sprijin financiar. Deși părinții se luptă zilnic să ofere toate resursele necesare, donațiile și sponsorizările venite din partea unor oameni cu potențial financiar ar ajuta-o pe Ana să-și ducă visul mai departe. Ea speră și consideră că poate să acceadă în primii 20 în lume la senioare. Din acest motiv a făcut acum un an, a avut oferte din America de la colegii, a renunțat la peste 40 de oferte, după cum știu și cei de la Tenis Club Municipal, au fost vreo 6 antrenori de la colegiile respective în Roma ca să o vadă și au participat la antrenamentele ei. Ea a renunțat pentru simplu motiv că vrea să facă marea performanță. Comunitatea locală, doar prin prisma unor eforturi, să zicem că ne ajută cu folosirea unor săli pe timp de iarnă. În rest, nu avem niciun suport financiar care să ne permită posibilitatea să urmăm acest vis și acest ideal, care la rândul lui se poate transforma și pentru ceilalți copii în beneficii și o dorință foarte mare să facă mișcare, sport și chiar, de ce nu, tenis de câmp. Acum Ana Bianca Mihăilă se pregătește pentru participarea la un alt turneu ce va avea loc la Sharm el Sheikh în Egipt.